Ca în fiecare an, Primăria Roman sprijină mișcările sportive de masă în cadrul acțiunilor înscrise în calendarul Săptămânii Europene a Mobilității. Sâmbătă 17 septembrie 2016 a fost organizat Crosul Toamnei, ediția 2016. S-au organizat de asemenea și concursuri de vehicule nemotorizate pentru elevii din învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Este vorba de concursuri de triciclete, trotinete, role și skate. Campania Săptămâna Europeană a Mobilității s-a făcut sub sloganul Mobilitate inteligentă și durabilă, o investiție pentru Europa, cu referire la legăturile strânse de transport și economie. Beneficiile de mobilitate inteligentă se aplică sectorului public și privat din partea societății în general pentru individ. Și anul acesta, în 2016, au fost încurajate autoritățile publice și pe romașcani să se uite la o mobilitate inteligentă și durabilă ca la o investiție pentru Europa.